Mișu Stepopescu vrea să divorțeze, lung prilej de vorbe și de ipoteze. Unii spun că Mișu singur e de vină, că la ei în casă n-a fost zisenină, că nu poate nimeni să-i mai intre în voie și a avut norocul de a găsit pe Zoe, care îi rabdă toate de când l-a luat, că desigur alta n-o l-ar fi răbdat nici măcar o lună, însă biata fată este bunătatea personificată, că înainte Zoe, până nu luase, a respins partide mult mai serioase. George Atanasiu, când era plăcău, Goldman de la Credit, Guță, Popândău, a îngrosis de vinuri o partidă rară și cu care Mișu nici nu se compară. Toți cu situații și destul de bine refuzați de dânsa ca să ia pe cine? Că săraca Zoe, când a cunoscut, era fără slujbă și dator vândut, că de atunci încoace ea zadarnic speră că el n-are în casă nicio manieră, nu respectă seara orele de masă, rare ori cu leafa nimerește acasă, frecventează cele mai de jos localuri și se ține noaptea numai de scandaluri. Dar mai e un lucru mai fenomenal, Mișu Stepopescu este imoral, parcă ea nu știe că de acum un an dumnealui se ține cu Madame Vârlan, o carică, un chibrit, o aia cu piciorul mare și cu un păr cât claia, o mahalajoaică afectată rea de se miră lumea ce-a găsit la ea. Alții spun că totuși nu-i devine el, că din contră Mișu e un soț model, însă ea Popeasca este o ingrată, că ar fi stat și acum tot nemăritată dacă din păcate nu s-ar fi găsit un neghiob ca Mișu, un împrobodit, că a luat-o tocmai de pe la Vaslui, unde se dusese la un văr de-a lui, că avea la adânci și casă cu chirie, că vorbeau adesea la bucătărie, mai cu seamă ziua când trecea la masă, că duduca Zoe scutura în casă. Și nu zice nimeni că era bigotă, însă franțuzește. Nu știa o iotă că, găsind odată niște cărți franceze, a rugat pe Mișu să o inițieze. Promitea fetița, tot așa mereu, azi o sărutare, mâine mai știu eu, ba cu franțuzească, ba cu scuturatul, până când la urmă a încurcat băiatul. Toate astea însă la un loc de notă, că a luat o goală, fără nicio dotă. Trei perechi de case, știe Dumnezeu, trei perechi de mofturi, n-o spun numai eu. Întrebați pe Lambru, pe Madame Palade, o persoană în vârstă foarte cum se cade, și pe toată lumea care cunoștea, că a luat-o numai cu ce-a fost pe ea. El putea desigur altfel să se însoare, dar în loc să-i fie recunoscătoare, să-l respecte în casă și să-l menajeze, dumnea ei din contră ține să dicteze. Mișu nu e liber nici măcar un pas. Toată lumea vede că l-a dus de nas, dar în schimb, firește, ea de la început, fără nicio jenă, a făcut ce-a vrut. Seara când o cauți, pleacă la cucoane. Ziua se ocupă numai cu romane, iar bucătăreasa, că au schimbat femeia, are tot pe mână, până când și cheia de la magazie și de la dulap, care va să zică, și-a făcut de cap. Alții spun că Zoe la Madame Lipan a întâlnit pe unul, Iorgu Damian, fluturi de saloane, mare pușlamac între ei. Desigur exista ceva, fiindcă ea într-o clipă de sinceritate a scăpat o vorbă la Madame Stamate. Ah, mașer, ce nobil și distins băiet, iar Madame Stamate n-a ținut secret și destul să afle câteva persoane. Tot atunci se vede una din cocoane, i-a făcut pe semne lui o anonimă, unde îi scălise doar atât, cu stimă, și scria acolo, spun din auzite, că Madame Popescu prea se compromite. Dar el n-a citit-o, nefiind francată, și-a trecut și asta. În sfârșit, odată trebuind să plece Mișul la Vaslui pentru niște case, un amic de-a lui, unul de la bancă, l-a pornit cu sila să ia trenul numai până la Chitila și să stea acolo, tocmai timpul strict, ca să-i poată prinde în flagrant delict. Că venind Popescul și văzând lumină, a intrat în curte tocmai prin grădină și, bătând la ușa care dă în salon, cineva din casă i-a strigat: "Pardon!" Zoe sta de vorbă, nici nu se aștepta, că era de vreme, 10 și ceva, și crezând că-i Măța sau vreun alt ecou, când văzu că-i Mișu, a rămas tablou. El păru deodată foarte încântat. "Mă iertați," le zise, "că v-am deranjat." Puse apoi paltonul peste geamantan și, venind cu încetul către Damian, care sta să plece, zise: "Bună seara." Damian atunci s-a făcut ca ceara: "Nu mai stați de vorbă, poate că ți-e somn, te grăbești prea tare, mult, stimate domn." Și zicând aceasta cu o vorbă calmă, vrut să-l ia de guler și să-i dea o palmă. "Domnule Popescu, nene, stai un pic, pe parola noastră că n-a fost nimic." Damian săracul nu știa ce zice, dar găsind la urmă un moment propice, când văzu că treaba tot mai rău se încurcă, a fugit. Iar soții se certare furcă, i-a luat cu bine, nu-l scotea din dragă, socotind că astfel va putea să o dragă, dar la urma urmei, ca să-l deie gata, a început să facă ea pe supărata, că odinioară le-a iubit un pic, dar nu-l cunoscuse chiar așa de mojic, și întorcând o clipă capul în dărăt, i-a strigat din ușă: "Te-ai prostit, ditat!" Toate astea însă n-au niciun temei, că nu știe nimeni ce a fost între ei vineri, toată lumea a putut să-i vadă amândoi alături, braț la braț, pe stradă. Ei, și știți, aseară, după ce a stat ploaia, ce a aflat tânțica de la Procopoaia, când s-a dus să-i ceară un model de șorți? Că Madame Popescu nu mai dă divorț!